cam primitiv și neciopit. Așa că dumneavoastră sunt numai 3. Mâine vor fi 6. Păi mâine 12. După un timp, cei mulți vor fi asemenea dumneavoastră. Unul are nevoie de altă viață. Dar pentru asta trebuie să sper, să aștept, să se pregătească pe mine. De așa trebuie să fii mai bun decât bunicii și părinții. Mai învățat, mai credeți. Dumneavoastră spuneți că știți prea multe lucruri de Hristos. Rămân în adevăr. Viața mea am înlocuit în case mici, sărăcăcioase, cu sobe fumegânde, în care singurul mobilier erau câteva scaune și un divan. Aveam nevoie de asemenea flori frumoase. Da, dar să știți că trebuie să muncim. Sunt convins că spuneți în sinea dumneavoastră, uite un neamț sentimental, dar sigur însă că sunt rus și că nici măcar nu știu nemțește. Și tata era ortodox. Mă gândesc adeseori, cum ar fi dacă ne-am putea întoarce în timp, dacă ne-am face altă viață. Iar viața care a trecut, să o lăsăm așa în urmă ca o ciornă. Iar viața viitoare, să fie adevărată. În cazul ăsta, sunt convins că foarte multe lucruri nu s-au repetat. Aș vrea să fiu sincer cu dumneavoastră. Sunt căsătorit. Am două ființe. Soția este suferită, dar n-aș vrea să vorbesc despre asta. Totuși, dacă aș începe altă viață, cu siguranță, nu m-aș căsători. Mă dai înapoi? Care-i ziua?